da, 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 da. Nu mai avem locuri de muncă, restaurantul este închis, nu vin clienți, nu putem să... N-avem salarii, este o situație foarte, foarte gravă. Nu vor să deschidă, toate se deschid, restaurantele, observ că se deschid ultimele. Nu se poate. Te duce la capătul puterilor. Nu trebuie să deschidem neapărat restaurantele 100%. Le deschidem redus, mesele distanțate, fiecare client mască doar când mănâncă, o dă jos. Sunt anumite reguli care se pot impune. Nu trebuie să le deschidem din prima să vină puhoi de oameni, deoarece oamenii s-au săturat să stea în casă. Normal că o să vină, dar putem să deschidem pentru un anumit număr de persoane. Cu rezervări se pot face înainte, cine dorește să vină. Sunt o grămadă de soluții care pot fi implementate. Păi, în primul rând că am rămas fără loc de muncă, adică știi și dumneavoastră ce cheltuieli sunt. Și să stai cu 1600-1500 de lei, să-ți plătești o chirie, să-ți plătești și o roată, poate să-ți plătești, să nu mai zic de mâncare, de lucruri care s-au scumpit în ultima vreme, nu știu dacă ați observat, dar prețurile la mâncare, la orice, au crescut. Așa, considerabil. Cum adică vorbeați ajutorul pe care îl primiți? Da, 1400-1500 de lei, din care trebuie să îmi plătesc o chirie, da. Majoritatea din domeniul ăsta, cam așa, cu chirie, cu... Păi, nu știu să vă zic exact, dar era mult mai ok. Cel dublu, puțin, triplu? Da, să zic dublu, da. Dar nu știu, acum înțeleg că virusul ăsta chiar e pe bune. Și, da, e normal să fie închis așa, dar nu e normal față de alte activități. Noi să fim închiși, nu? Restaurantele. Mergeți la mall să vedeți ce. Mergeți în supermarketuri. Mergeți, nu știu, sălile de sport. Ok, bine să faci sport, dar... Ați văzut ce-i prin sălile de sport? Cum stau oamenii? La restaurante totuși s-a respectat cât de cât distanțarea. Ce diferență între niște oameni care doar stau într-un loc la distanță de 4-5 metri unul de altul și na, cei în magazine, cei în mall-uri. Mergeți sus la food court în mall să vedeți ce-i. Efectiv, zeci de persoane care stau la jumătate de metru maxim unul de altul. Sincer, nu. Dar, na, măcar să... Nu știu. Nu, pentru că cei care ne conduc sunt incompetenți, părerea mea. Adică fac lucrurile fără cap. Pentru că sfidează orice logică. Adică tu închizi restaurantele, ok, chiar în alte țări sunt închise, dar ai închis tot. Și, da, că virusul chiar o fi pe bune, și e pe bune. Și trebuie să se facă ceva. Că, da. Dar închizi restaurantele, omori economia, dar în alte domenii și uitați-vă ce e la munte. Ați văzut ce e la munte? Deci sunt mii de persoane care sfidează orice regulă, orice... Na. Adică pe noi ne închizi și pe alții lași efectiv să-și facă de cap. Unde e diferența? Cunoaște-te. Lucrează așa, nu știu, cu ziua, să zic. Ca să ce? Poată să trăiască. Ce? Nu știu, unii s-au angajat, nu știu, la delivery, la food panda, la... Alții, nu știu, mai construcții. Fac ceva să supraviețuiască, că în momentul ăsta... Pentru faptul că suntem singurul sector care am suferit din această criză și suntem sectorul care nici măcar în ceasul acesta nu avem acces să ne vaccinăm personal. Este o măsură de închidere că suntem de risc, dar în același timp nu ne încadrăm în firmele de risc care s-au vaccinat deja. Și pe de altă parte, da, ne-am dorit să fim lăsați să lucrăm. Organizat, cu 30%, cu 50%, până la ora 21, până la... să putem și noi să muncim. Foarte mare, foarte mare. Avem aici o statistică afișată pe unul dintre benele noastre de protest. Media pe țară e de 120.000 pe an pe o locație. Ca pierdere. Și vreo 3 miliarde de euro într-un an de zi care se duc. Și nu primim niciun ajutor de la stat. Avem comisiuni foarte multe, sunt acele granturi de care se vorbește, dar până în momentul de față nu este activ niciun ajutor specific pentru Horeca. Deci doar povești. Tot ce este general pe toate industriile de astea. Specific Horeca deocamdată nu este niciun ajutor. Nu credem în minuni, dar dorim să atragem atenția că efectiv au uitat de noi. Înainte de alegeri, toți politicienii din Timișoara, din Timiș, au fost atât de drăguți cu noi, s-au întâlnit, mai că nu ne-au plimbat și prin oraș.
după alegeri, efectiv au uitat de noi și de promisiunile făcute. Ceea ce cred că e și normal, asta e politică. Din Caransebeș la Timișoara, pentru a protesta, solicităm măsuri la guvern. Ajutare, măsura 2. Ajutare pentru 20% din cifra de afaceri. Avem credite, avem oameni în șomaj din martie. Nu mai rezistăm. Sunt oameni care au vechime la noi în firmă de 20 de ani, au credite la rândul lor. Așteptăm guvernul să ne ajute. Atât. Pierderile la cifra mea de afacere, noi am avut o cifră de afacere în 2019 de 3.700.000 de lei și a fost undeva la 120.000 de euro pierdere pe anul trecut, în 2020. Noi sperăm că rezolvăm, că nu se mai poate altfel. Altfel închidem și e păcat. V-am spus, am funcționat. Noi, firma Cerna, funcționăm din de 30 de ani. Dorim poftă bună și sper să se gândească și la această industrie care au pus-o pe butuci. Da, din moment ce sunt aici, de asta sunt, altfel stau acasă. De asta suntem cu toți aici, să rezolvăm și să nu uite și de noi. Să deschidă restaurantele, să fie legi pentru cei care lucrează în Horeca, adică legi care să se țină cont de ele.